vă rog, să-mi permiteți acces. Mă permite. Dacă veți fi pus sub acuzare, ce se va întâmpla cu cariera dumneavoastră? Cum v-au întâlnit colegii de la Ploiești? Niță, Tibăriniță, Tibăriniță. Cum am precizat și cu alte ocazii, nu am solicitat și nu am avut niciodată coloană oficială. Nivelul de protecție care se asigură oricărui demnitar în funcție de responsabilitățile pe care acesta le are și modalitatea efectivă de punere în aplicare a măsurilor de protecție nu este atributul beneficiarului protecției, ci al instituțiilor specializate ale statului. Este am avut dar protecția nu un dispozitiv SFP-ul. Potrivit legii, SPP-ul poate solicita sprijin altor autorități ale statului, inclusiv Ministerul Administrației și Internelor, atunci când consideră necesar pentru protecția demnitarului. În acest caz a fost vorba de un protocol încheiat între Ministerul de Interne și Ministerul Public. Cine a cerut acest protocol? Acest protocol a fost încheiat la inițiativa Ministerului Administrației și Ministerului Afacerilor Interne și a Inspectoratului General al Poliției Române. Nu am solicitat eu întocmirea unui protocol, dar nu dau mai multe detalii, atât doresc să vă spun că am avut un dispozitiv de însoțire și protecție proporțional cu riscul pe care îl presupune exercitarea funcției de procuror general. Mulțumesc! Explicați puțin, au venit cei de la Ministerul de Interne și v-au zis, haideți să vă dăm un motociclist. Nu fac alte comentarii. Vă rog, îmi permiteți totuși. Domnule procuror, dar haideți să le explicăm puțin. Au venit cei de la MEAI și v-au spus, haideți să facem un dispozitiv de însoțire? Vă rog, este o anchetă judiciară în curs de desfășurare. Nu v-a fac chema. Alte... V-au chemat pentru declarat? Vă rog. Urmează să răspund solicitărilor organelor judiciare. Vă mulțumesc. Procuror,